Salutare, dragilor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vin la voi cu un clipuleț în care vă prezint un haul de cumpărături alimentare pe parcursul unei săptămâni întregi. Vreau să vedem împreună cam care sunt costurile pentru a mânca sănătos pe parcursul unei întregi săptămâni, în perioada aceasta în care cam toate s-au scumpit. Cumpărăturile pe care o să vi le arăt sunt făcute de la Kaufland și de la Lidl. O să le luăm pe fiecare pe rând și începem cu o sticlă de lapte din soia cu cocos. Aici am o pungă de orez basmati, telemea de vacă de la Hochland, o pungă cu semințe de chia, tot aici am o pungă cu semințe de quinoa albă și semințe de floarea soarelui. Aici am câteva condimente pentru pui, pentru pește și pentru cartofi prăjiți. Aici am faimoasele budinci bogate în proteină. Aceasta este varianta de la Kaufland, iar acesta este varianta pe care o găsiți în Lidl. Aici am 6 iaurturi Zuzu Stores cu 2% grăsime. În mare parte în dieta mea folosesc acest iaurt. Este foarte bun la gust și este foarte sănătos. Tot pentru dieta mea, am aici câteva caserole, toate sunt luate din Kaufland. Acestea sunt pe dimensiune foarte micuță pentru gustări în mare parte. Aici am o variantă puțin mai mare, eu o văd mai mult pentru prânz, fiind o cantitate mai mare de mâncare, încape mai ușor în ea. Iar aici am una mijlocie, tot pentru prânz, atunci când am cantități mai mici. Mai departe am aici rondele de orez expandat, sunt foarte bune atât pentru gustări, cât și pentru tiramisu. În cazul în care vreți să vă faceți tiramisu mai sănătos, puteți înlocuiți pișcoturile cu aceste rondele de orez expandat. Aici am o pungă cu paste integrale. Mai departe am această pungă cu fulgi de ovăz, este cumpărată din Lidl și este o variantă foarte bună, îmi plac foarte tare fulgi de ovăz de la Lidl. Aici am câteva cutii cu brânză cottage light, la fel folosesc această brânzică fie ca și gustare, fie ca parte din prânz. O să urmeze aici pe canal un clipuleț în care o să vă arăt și câteva idei de mese și o să vedeți exact ce combinații fac cu această brânză. Aici am un mix cu fructe de pădure, pe acesta îl folosesc eu cel mai des, mi se pare foarte bun și foarte complex. Aici am o caserolă cu afine. Aici am o caserolă cu roșii cherry, prefer să iau varianta asta pentru că mi se pare un preț foarte avantajos și sunt și foarte bune la gust. Aici am un borcan cu măsline negre. Iar aici unul cu măsline verzi. În mare parte eu folosesc măslinele verzi. În schimb, uneori trebuie să mănânc și măsline negre. Dar ca și gust, eu le prefer pe cele verzi. Aici am o pungă de caju. Îl mănânc atât simplu, cât și combinat în salată sau iaurt. Mai departe am aici o conservă cu ton în saramură. Aici am o caserolă cu kiwi. Aici am un mix de legume, este mixul pe care eu îl folosesc cel mai des, conține doar broccoli, morcov și conopidă și este foarte bun. Aici am o pungă cu mazăre. Mai departe am aici niște somon congelat. În general prefer să cumpăr somon proaspăt și să-l gătesc atunci, dar sunt momente în care aleg și varianta asta
de somon congelat. Aici am o caserolă cu pulpe de pui, sunt pulpe de pui dezosate. Iar aici am o caserolă cu piept de pui. Pieptul de pui este baza în toate dietele pe care le-am ținut eu și mă împac foarte bine cu el. Aici am tot o caserolă cu pulpe de pui dezosate. Aici am un cofraj cu ouă. Trecem mai departe, am aici câteva produse pentru casă și câteva fructe și legume. Începem cu câteva clementine. Aici am o salată verde, câteva portocale, nelipsitele banane, aici am un ardei gras roșu, câteva nectarine și câteva mere verzi. Am aici și un pepene galben. Aici am folie de copt, folie alimentară, și câțiva bureți pentru vase. Aici am o cutie de obeuri, câteva baterii pentru ceas și pentru cântar și balsam pentru rufe. O altă zi, alte cumpărături, aceeași săptămână. Începem cu crackers integrali din făină integrală. Aici am câteva lipii, tot integrale. Aici am o pungă de cartofi pai congelați. Aici am o pungă foarte mare cu spanac, este de bază în dietele mele în general. Aici am o caserolă cu salată valeriana, câțiva castraveți, câteva sticle cu apă, am pus aici doar una, orez basmati, câțiva cartofi dulci, un alt mix cu fructe de pădure congelate, din nou câteva banane, o altă caserolă de kiwi, aici am hummus, este varianta pe care eu o prefer și care îmi place cel mai mult. Aici am avocado. Aici am o conservă cu boabe de fasole roșie. Un borcan cu castraveți murați. Aici am o cutie cu telemea de vacă de la Hochland, este foarte, foarte bună. Aici am o sticlă cu lapte de soia. Aici am câteva iaurturi Zuzu Stores cu 2% grăsime. Este iaurtul pe care eu îl folosesc cel mai mult și pe care pot să-l recomand cu tot dragul. E foarte bun.
Aici am câteva cutii cu capsule de cafea, atât cu cofeină cât și decafeinizată. Aici am câteva caserole, sunt luate din Kaufland și sunt foarte faine. Sunt de dimensiune mai micuță pentru zilele în care cantitatea de mâncare este mai mică. Acesta a fost clipulețul meu de astăzi și cumpărăturile mele săptămânale. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, poți să mă susții cu un like și să pornești clopoțelul de notificări ca să fii aici la următorul clipuleț. Vă pup!